E bine, vă salut, așa cum ați văzut și în titlu, și anume ce, primul lucru sau ce ar trebui să faceți imediat după ce ați achiziționat un automobil sau v-ați cumpărat o mașină. Așa. Uh, hai să spunem mașină, până la urmă că ăsta e termenul pe care îl folosim majoritatea, nu automobil. Bun, deci mașina o putem cumpăra sau o puteți cumpăra fie de la reprezentanță, da? și acolo sunt două variante, să o luați nou la țiplă sau second hand, cu 20.000, 15.000, 10.000, 30.000 de kilometri, deja rulați, așa, sau o cumpărați second hand, da? cum se mai ce de ocazie, fie de pe internet, de la un prieten, de la un vecin, etc. Hai să luăm prima variantă. În cazul în care îmi cumpărați nouă, atenție, da? de la reprezentanță. Este dreptul vostru, nu știu dacă știți, și normal așa ar trebui să facă fiecare reprezentanță, pentru că îi da o garanție, spune păi, da doamne, dar e nouă, e garantată de fabrică, este dreptul vostru să cereți o verificare făcută de reprezentanță, nu de fabrică, da? pentru că ea când vine din fabrică vine cu o garanție, nu, verifică și tu. Așa. Și am să nu intru în detalii, acum o să intru un pic mai târziu, da? În cazul în care este, second, în, cazul în care este, uh, second hand, adică nu este, nu ești tu primul proprietar, a avut-o cineva, după trei ani de zile a dat-o, în fine, că vrea și a schimbat uh, părele și așa, a vrut să și altă mașină. Oricum, mașina este întreținută, are doar trei ani, 20.000 sau 15.000, să zicem, de kilometri rulați, dar o e tot de la reprezentanță, este doar de 3-4 ani vechime, cu garanție, etc., la fel. Da? În cazul în care vă dă reprezentanța garanției și spune da domne ok verificată nu știu ce atunci vă, vă sfătuiesc să vă duceți la un, la un mecanic de încredere. Da? De fapt trebuie să vă duceți așa la electrician da? și anume să vă verifice să vă fac o diagnosticare computerizată ca toată aparatura de bord și toate componentele uh, electronice și electrice să funcționeze perfect. Așa. După aceea la un mecanic să verifice partea mecanică și la în același timp că mecanicul folosește și verificarea structurii, adică caroserie, șasiu, îmbinări etc., dintre componentele structurii, după aceea suspensie, etc. Și cel mai important lucru la vulcanizare. De deci, ce la vulcanizare? Chiar dacă sunt cauciucurile noi sau ei spun, domnule, le-am schimbat să noi uite așa, trebuie să le verificați. Da, dublă verificare a cauciucurilor. Bun. Luăm a doua variantă, că este cea mai importantă, și anume atunci când o cumpărați în hand de pe internet, de la un prieten, de la vecinul din cartier, etc. Așa, deci, Trebuie să i faceți așa, uh, trei verificări da, care sunt cele mai importante. Uh, hai, să luăm, <coughs> hai să o luăm invers, cauciucurile. De ce cauciucurile? Pentru că mulți nu știu, nici eu n-am știut anul ăsta, până anul ăsta, uh, cauciucurile au termen de valabilitate. Odată ce au trecut de șase ani, nu mai prezintă garanție. Da, știu că sună iurea, N-am știu nici eu. Chiar dacă lei de pe rastel, dar trebuie să spui, bă, nene, sau sunt, date, duci la vulcanizare și spui, vreau și eu cauciucuri noi, ăla poate le are în stoc de acum 15 ani sau 10, în fine, nu chiar 15 ani. Poate le are de acum 7 ani. Ele sunt noi, nu le-a cumpărat nimeni. Dar nu mai prezintă garanție. Da? Asta e primul, primul lucru. Uh... După aceea, în fine, eu vă sfătuiesc cauciucurile, mai ales cele de pe față, să le cumpărați noi. Da? Chiar dacă, nu știu, eu le iau la țiplă, eu așa fac. Da? Deci eu le iau la țiplă, le cumpăr la țiplă. Iar cele care sunt, sau le-am cumpărat deja, să spunem, le iau și le țin undeva, eventual le țin pentru spate. Da? Deci cauciucurile de pe față, literă de lege, noi la țiplă. Doar așa, dacă iau mașina și vă țipla pe ele, să zic, da, mă, uite, să noi. Dar și așa, mă duc și le verific la uh, vulcanizare. Da? Calibrez roata, etc. Sunt mai multe. La fel, față, spate. Nu vreți să vă imaginați ce înseamnă să ferească Dumnezeu să aveți parte de o explozie de cauciuc în trafic. Nu mai zic pe contrasens. În momentul în care vă angajați într-o depășire, da? Deci cauciucurile importante. Anvelopele. După aceea, la mecanic. Mecanicul trebuie să verifice. Da? Deci, în primul rând, îi faceți un full service și, în același timp, să vă verifici tot. Da? Mecanicul verifică și partea mecanică, da? adică ce, tot ce ține de mecanism, de motor, ă, chiar și structura mașinii. Vedeți că pe dedesubtul mașinii sunt niște conductele, aș numi eu. A, așa, prin care circulă lichidul de frână. Mă refer la cei care au uh, frână integrală, și față și spate. E alea cu timpul, se corodează. Sau, în fine, la rar, spun ăștia, lasă-mă că mai mergi un an. Mai dai să. Spune. Nu. La cea mai mică. Uh, la cel mai mic semn de uh, coroziune sau de rugină, trebuie schimbate. Știu, costă, dar asta e. <coughs> da? Deci, partea mecanică. Acum, la partea mecanică în primul rând, cel mai important lucru este așa, cureaua de distribuție. Da? Prima dată. Starea curelei de distribuție. În fine, unele, au, unele sunt pe lanț. Deci, cureaua de distribuție. În cazul în care e un pic uzată, trebuie schimbat. Știu că și aia costă pe puțin 200-300 de euro. Că se schimbă cu tot cu pompa de apă, capacul pompei de apă. E ce? Cred că are doar capacul pompei de apă. Da? Așa. Uh... După aceea, celelalte curele, de la alternator, de la ventilator, ce curele mai sunt pe acolo? Filtrele. Sunt și ele importante, da? Filtru de benzină, filtru de aer, filtru de ulei. De-aia zic full service. Bujiile. Și ele trebuie schimbate. Chiar dacă la o diagnosticare, deja, deja intru pe partea de diagnosticare cu computerul și așa, s-ar ies ok. Da? Uh, ce ar mai fi? A, și cel mai important lucru, cel mai și cel mai important lucru este ambreajul. În fine, stați că încă n-am, este ambreajul. În cazul în care folosiți mașina, dar oricum ați folosit-o, atenție, oricum ați folosit-o, trebuie să știți la câți zeci de mii de kilometri a fost schimbat ambreajul. Știu că eu o cheltuială în plus, trebuie schimbat ambreajul. Da? Nu vrei să știți ce înseamnă să rămâi fără ambreiaj. În fine, ambreajul dă semne din timp, atenție, da? Dar e bine totuși schimbați și ambreajul. Uh... Discurile de frână, plăcuțele de frână, sistemul de frânare, lichidul de frână, nivelul lichidului de frână. <coughs> da? Deci, faceți chestia asta la un mecanic. De exemplu, poate nu trebuie schimbat ambreiajul. Da? Să zic, băi, iau mașina doar să mă învârt cu ea în oraș. E ok. Da? Dar nu poți să știi. Poate ai o urgență, trebuie să te deplasezi la 300 de kilometri sau trebuie să alergi timp de o săptămână cu mașina. Și te vei deplasa între localități. Da? Partea electrică, verificarea părții electrice, la e foarte simplu. Vă duceți la. În general, aici unde mă aflu eu în Irlanda, se verifică și partea electrică, da? Adică mecanicii care, să zic, îți schimbă cureaua de distribuție, filtre etc., ei fac și partea electrică. Adică diagnosticare computerizată, da? un laptop îl conectează frumos la computerul de bord și verifică dacă sunt toți senzorii ok, dacă dau impulsul care trebuie, semnalul electric pe bujie etc și multe alte lucruri. Da? Nu vreți să știți ce se poate întâmpla în cazul în care ai rămas, tu ai mașină pe servo, frână, servo, direcție. Ți s-a dus un senzor de pe, dau un exemplu, cunosc un caz, da, de avea un Mercedes și avea un senzor plasat pe cutia de viteze. A, și senzorul ăla dădea eroare și oprea mașina, pur și simplu. Deci omul respectiv mergea cu ea, să zic, maxim 10 km, după aia să oprea mașina. Da, mai aștepta jumătate de oră, iar pornea, iar și tot așa. Da? Un senzor de 10 euro. <coughs> și a luat-o de la reprezentanță, În fine, era mașină second hand. Deci despre asta e vorba. Nu sunt, știu, fine, ce-am spus eu, ce-am prezentat eu aici, eu sunt genul de persoană care, eu în gen... hai să vă spun o chestie, eu folosesc mașini second hand, da? Nu sunt adeptul, de ce? Că mă plictisez repede, de exemplu, după 2-3 ani o schimb. Uh, nu sunt adeptul să zic, bă, stai că trebuie să iau, nici unul la mână, nu sunt adeptul de a lua mașini în leasing, și doi, chiar dacă aș avea cash, să zic, bă, ai cu dau 40.000, dau pun un merț, Mercedes sau un Audi sau orice aș da pe el. Da? Pentru că eu mă plictisesc de mașina aia. Și, în fine, nu că ar fi o scuză sau așa. Deci eu sunt adeptul mașinilor second hand. Eu, după ce mi-achiziționez o mașină, așa, eu mai bag în ea, cred că, încă 2500 pe puțin. Da? Pentru că eu mă duc, îi schimb. Cureaua de distribuție, în fine, fac full service, bujii, filtre, așa, curele, toate curelele, curea de distribuție, alternator, uh, ventilator și așa mai departe. Uh, ambreajul nou, da? Cauciucuri, și multe alte lucruri, ce mai trebuie pe ea. Patru cauciucurile cumpăr noi. Eventual ne îi spun la ala, băia cum sunt plăcuțele. Bă, hai că duc, nu, schimbăm plăcuțele, discurile sunt ok de frân. Deci eu asta fac, pentru că, la fel, la mine se poate și oricui se poate întâmpla, de exemplu, timp de o săptămână să trebuiască să te deplasezi 200 de km zilnic și trebuie să ai o mașină bună. Chiar dacă este second atenție. Da? Nu are nicio relevanță. Dar a, și depinde și cum e întreținută mașina secă. Pentru că sunt, de exemplu, mașini care după 4 ani le arunci la gunoi, au fost, în fine, le-au folosit fermierii, da, prin noroi, etc. În fine, sunt corodate pe dedesubt, da, structurile, caroseria, că de asta am spus să vă duceți. Pentru că o mașină, mă rep, în fine, nu că mă repet, o mașină e formată așa, din structură, da, deci caroserie, șasiu, etc. Parte mecanică, da, motor, tot ce ține de motor și parte electrică. Deci astea trei trebuie verificate, plus am omis la structură, să zic că încadrăm și cauciucurile, cum am mai spus. Da? Deci eu asta fac când mi-am achiziționat o mașină second-hand, eu asta fac, nu contează că am luat-o cu 10.000 de euro second-hand, că am luat-o cu 6.000 de euro, că am luat-o cu 7.000 de euro, cu 3.000 de euro. Deci asta nu contează. Eu vă spun acum... Un lucru poate n-ar trebui să-l spun, dar spun că până la urmă puțin mă interesează. Mașinile mele tot timpul, în fine, au mai fost și excepții. Dar în ultimii, să zic așa, șase ani de zile, <coughs> mașinile mele pe care le-am cumpărat, că le schimb la 2-3 ani, n-au costat mai mult de 1000 de euro. 800-750 și după aceea, adăugând ce am băgat în ele, ajungeam la 3000, 3500, 4000 de euro da? Și mașini bune, alergam cu 160, 170, da? Deci pot să spun că am avut mașină cu motor de un litru și zburam cu 160 pe autostradă. În fine, a fost o urgență, a trebuit să duc pe cineva care era sub efectul morfinei și trebuia să ajung la urgență dintr-o localitate în cealaltă localitate, la 150 de km distanță. Da, am zburat cu 160. Da? Mașină de tot așa am dat pe ea 800, în fine am mai băgat în ea încă vreo 1600. Dar vreau să spun, aia a fost urgența și a trebuit să. Deci despre asta e vorba. Pentru că dacă nu ai grijă de mașină, mașina nu are grijă de tine. Da? Asta e literă de lege. Și majoritatea accidentelor se întâmplă din cauza defecțiunilor. Pentru că îi aia, păi nu mă, că am dus-o la rar și e ok. Păi da, dar a a verificat, el doar ți-a măsurat ă, ă, calitatea cauciucurilor. <coughs> Scuze, că și aici ăștia îți măsoară, ăștia nu-ți măsoară ție, ia să vedem cauciucul să-l dea jos, să vadă are vreo funcție ceva. Nu, ăsta să uit, a, e cauciuc, bun, măsoară, trebuie să aibă, să -aibă sub, nu știu, 4 mm, nici nu știu cum e. Da? Iar s-a uitat un pic, poate omul era și o zi de luni, era venit după un weekend, petrecere, etc., -a, a pierdut un detaliu și detaliul la mică la contează foarte mult. Da? Despre asta e vorba. Deci trebuie, în fine, nu că e o fel de paranoia, nu. Dar paranoia asta uneori, hai să spunem, poate chiar și paranoia îți salvează viața. Despre asta e vorba. Pentru că cunosc în cazuri. Și v-am spus, majoritatea accidentelor în special se întâmplă. Hai să zic, nu. Dacă am, hai să spun, mă refer acum în România, nu mă refer în alte, până alte țări, nu prea merge și paga la la rar, da? La verificarea tehnică anuală nu prea merge și paga prin alte țări. La noi în România funcționează. Așa, deci la noi în România, eu vă spun sincer, cam în proporție de 40% accidentele care se întâmplă sunt din cauza problemelor tehnice ale mașinilor, da? ale automobilelor. După aceea, neatenția, da? probleme legate de conduita preventivă, neadaptarea vitezei și la mediul înconjurător, la, uh, cum să zic, la uh, intemperii, ploaie, vânt, vii cu viteză, vezi curba, la mă că dă să sune că merge, nu-i problemă. Dar tu n-ai realizat de fapt că i-a fost friga seară și poate un pâc de la de poliță Te-a furat, a ieșit în decor sau a intrat, ferească Dumnezeu, într-o altă mașină de pe contrasens. Iar marea prostie care o fac majoritatea să frânezi în curbă. Da? Tu având, tu, tu, normal ești în curbă, angajat în curbă, da? Cu roțile într-o parte, dacă tu te duci așa la stânga să te duci la dreapta. Și, de exemplu, vezi tu, cunoscând și curba respectivă, ce bă, la ora asta nu-i nici dracu. E bine, e un tractor, are pan acolo. Și tu venind în viteză, tu frânezi. Normal ar trebui să te oprești, dar tu te duci înainte. Atenție. Da? Deci, într-o curbă, când ai frânat, mașina se duce pe direcția de mers, nu contează că ai tu într-o parte. Da? Deci în curbă nu se frânează, în curbă doar se accelerează. Dar când se intră în curbă, se intră cu nu se intră cu viteză mare, da? Se intră cu maxim, depinde acum dacă ești în afara orașului sau în oraș, da? Încetinești până treci de curbă și după aia dai forje, cum se spune. și sunt foarte multe, foarte multe aspecte. Da, iar mulți pe autostradă ci că au pierdut controlul volanului deși mergeau în drept. Da, păi foarte bine. În fine, nu că foarte bine. Ei au făcut un lucru bun că mergeau pe linia lor de deplasare. sau, da? Problema e că ei n-au luat în calcul faptul că n-au depășit niște tiruri. Poate erau două tiruri, unul pe... sau chiar și un tir. Ăla deja mergea cu 90, 85, 90 la oră. Vântul, da? Și un vânt de 30 de kilometri, 40 de kilometri la oră. A, și Așa și ai mai venit și tu cu 160. Și ai intrat în turbulențe și nu contează că ai tu seria 7 sau ce ai. Și n-ai știut cum să-ți redresezi volanul. Da? Nu vă dau sfaturi că după aceea ar fi ca și cum v-aș învăța să intrați într-o 160 de pășire în tir și pe lângă tir și devine tentant și n-are rost. Da? Deci despre asta e vorba. Neadaptarea vitezei la condițiile de trafic. Dar cel mai și cel mai important lucru, că până la urmă ăsta este subiectul, și anume astea, sfaturile astea, uite că mă mănâncă și nasul, poate iau bătaie. Așa, astăzi. Și anume, verificarea automobilului sau mașinii după ce ai cumpărat-o contează foarte mult. Foarte mult, că v-am spus, nu poți să știi ce se întâmplă. Tu spui, aia, lasă-mă, că o iau să mă plin cu ea până ora sau în fine, aici, în oraș, și ok. Știi, nu e așa. Dar poate tu mergi cu maxim 60 de km, o ei pentru oraș. Nu pot să știi ce v-am spus. Aveți o urgență, trebuie să de vă deplasați. Când ați intrat într-o depășire, trebuie mașina să fie sigură. V-am spus, n-ai vrea să ți se oprească mașina într-o depășire, deoarece un senzor de kick sau nu funcționează, da? Cum trebuie, dă o eroare și s-a mașina în depășire. Așa. Și nu numai, da, nu vrei să știi ce înseamnă să ai o explozie de cauciuc la 120, 130, 140. Știu că deja astea sunt viteze peste limita admisă, da? Sau limita legală, da? Deci nu, nu ai vrea să ai o, de... o explozie de cauciuc într-o depășire și mai ales să ai mașină de pe contrasensul. Aibă că am timp, trebuie să-i dau forja. acum. Da? Mulți nici nu știu ce să facă la explozia de cauciuc. Da, fie că e pe față, că e pe spate. Da, deci ai nevoie de pe puțin 8-10 secunde să redresezi mașina și depinde cum ești încadrat. Da? Deci despre asta e vorba, ce să zic, toate cele bune, conduceți cu atenție și nu vă zgârciți atunci când este vorba de sănătatea dumneavoastră și de siguranța dumneavoastră. Toate cele bune.